pentru Iuș, pentru ceilalți părinți, pentru casa Maicii, viți credincioși. Astăzi, biserica noastră prăznuiește duminica a cincea după Rusalii. În Evanghelia acestei duminici se vorbește despre vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei. În esență, Evanghelia de astăzi ne arată că bunătatea lui Hristos eliberează pe oameni de răutatea demonilor. Evanghelia ne spune că Iisus a trecut dincolo, adică în cealaltă parte a Mării Galilei sau lacului Genizaret, și anume în partea opusă cetății Capernaum, unde locuia el de obicei. Deci a trecut în ținutul gadarenilor. Deci opusă acestei părți a Galilei era ținutul gadarenilor, care din pricina a două cetăți, Gerasa și Gadara, se mai numea uneori și ținutul gergesenilor. Deci între aceste două cetăți era un ținut care era numit fie al gadarenilor, dacă cineva era mai aproape de cetatea Gadara, fie a gergesenilor, dacă era mai aproape de cetatea Gerasa, nu Gergesa, cum uneori s-a înțeles greșit. Când Iisus a ajuns acolo, l-au întâmpinat doi oameni demonizați, care ieșeau din morminte, spune Sfânta Evanghelie, atât de cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii rugau zicând: dacă ne scoți afară, lasă-ne să intrăm în turma de porci. Atunci i-a zis Iisus: duceți-vă! Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și îndată toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a perit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să plece din hotarele lor. Iar Iisus, intrând în corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Deci vedem în textul Evangheliei că Iisus trece de cealaltă parte a Mării Galilei și coboară din corabie în ținutul gadarenilor. Și aici se întâlnește mai întâi cu doi oameni demonizați. Acești doi demonizați erau foarte furioși, foarte violenți. Evanghelia îi numește cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și aceștia ieșeau din morminte, deci ei locuiau în morminte, nu printre oameni, și de aceea erau considerați ca și când, din punct de vedere spiritual, erau morți, deoarece nu mai făceau parte din comunitate. Și comunitatea se temea de ei, pentru că demonii din ei i-au făcut foarte violenți. Iar când Iisus se apropie de acești oameni demonizați, demonii din ei cunosc și mărturisesc dumnezeirea lui. De aceea strigă cu glas mare: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Cu alte cuvinte, demonii aceștia, care au pus stăpânire pe doi oameni din ținutul gadarenilor, nu doar că îl mărturisesc pe Iisus că este Fiul lui Dumnezeu, ci și că este judecătorul lumii, care va judeca la sfârșitul veacurilor pe toți vii și morții. Și deci, această venire a lui
în ținutul gadarenilor, apropiindu-se de cei doi demonizați, părea ca o judecată înainte de judecata de apoi. Era o prezență chinuitoare pentru demonii care se aflau în acești doi oameni. Nimeni nu a invitat pe Iisus să meargă în ținutul gadarenilor, ci el din proprie inițiativă s-a dus acolo, pentru că acolo era, în acești doi oameni posedați de demoni, umanitatea cea mai chinuită și umilită, pentru că demonii au pus stăpânire pe acești oameni și ei foloseau vocea lor și trupul lor, care prin mișcările sale violente înfricoșa pe trecătorii pe cale. Deci Iisus Mântuitorul merge cu un scop precis, să elibereze de demoni pe doi oameni chinuiți, care nu mai stăteau în cetate printre oameni, ci se ascundeau în morminte. Această situație dramatică, tristă, arată că Mântuitorul Iisus Hristos cunoaște suferința fiecărui om și în același timp dorește să îi libereze pe oameni de stăpânirea diavolului, pentru că diavolul sau demonii în general sunt considerați în Sfânta Scriptură și în scrierile Sfinților Părinței Bisericii ca fiind ucigași de oameni, vrășmași ai omului. Și acești demoni chinuiesc pe oameni. Dar, în mod surprinzător, acești demoni se simt chinuiți de prezența lui Hristos. De aceea zic, oare ai venit să ne chinuiești mai înainte de vreme? Cum îi chinuia Iisus? Dacă nu i-a certat, nu i-a bătut, nu i-a amenințat, ci doar prin simpla sa prezență îi chinuia, și anume sfințenia lui și bunătatea lui contrastau cu necurăția și cu răutatea demonilor. Și pentru că era total diferit de ei, Iisus îi chinuia pe acești demoni. Cel Sfânt îi chinuia pe aceștia care erau plini de necurăție, de răutate, de fățărnicie, de mândrie. Și bunătatea și milostivirea lui Iisus chinuia răutatea acestor demoni cumpliți, cum îi numește Evanghelia. Și înțelegând demonii că Iisus a venit să-i alunge din cei doi oameni pe care ei chinuiau, i-au cerut să le îngăduie să intre în turma de porci. Sfântul Evanghelist Marcu, spre deosebire de Sfântul Matei, din care s-a citit Evanghelia astăzi, precizează și cât de mare era turma de porci, ca la 2000 de porci. Și deci demonii au cerut permisiunea sau îngăduința lui Iisus ca, dacă îi scoate din oameni, să intre în turma de porci. Și el a zis, duceți-vă, și i s-a dus îndată, turma s-a aruncat în mare și s-a necat. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos îngăduie această mutare a demonilor din oamenii pe care îi chinuiau în turma de porci, nu pentru că a ascultat Iisus de demoni, ci pentru a arăta că puterea demonilor asupra oamenilor este limitată și că ei nu au nici asupra porcilor putere dacă nu li s-ar îngădui de către Iisus. Dar pe de altă parte, Iisus vrea să arate că El a venit mai întâi să îi libereze pe oameni de puterea demonilor și că valoarea sufletului omului este incomparabil mai mare decât toate bunurile materiale, decât toate valorile comerciale. Și aici Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa, Hristos a făcut lucrul acesta nu pentru ca să dea ascultare demonilor, ci pentru ca să rânduiască multe. Întâi să învețe pe cei izbăviți de tirania aceia cumpliți cât de multă vătămare le aduceau acești dușmani. Apoi,
ca să cunoască toți că demonii nici în porci nu îndrăznesc să intre dacă Hristos nu l-ar îngădui. În al treilea rând, ca să se știe că demonii ar fi făcut oamenilor acelora mai mult rău decât porcilor, dacă în marea lor nenorocire nu s-ar fi bucurat de purtare de grijă a lui Dumnezeu. Și tot Sfântul Ioan, în pagina următoare, spune că Domnul a îngăduit demonilor să intre în turma de porci ca să afle și locuitorii ținuturilor acelora puterea lui. Să vadă aceia care nu-L cunoșteau pe Iisus, care este puterea lui Iisus. Deci aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos, deodată cu eliberarea oamenilor de stăpânirea demonilor, în mod indirect ceartă pe locuitorii din ținutul gadarenilor printr-o pagubă materială. Și anume, ei creșteau porci nu pentru consum, pentru că legea lui Moise nu permitea consumul carnii de porc, ci pentru comerț. Și, de pildă, romanii foloseau ca mâncare carnea de porc, dar iudeii nu. Și deci, într-un fel, prin această pagubă, gadarenii sunt certați pentru că se ocupau prea mult de cele materiale și prea puțin de viața spirituală, de comuniunea cu Dumnezeu și de grijă față de aproapele. Deci Iisus arată prin aceasta și faptul că la sfârșitul veacurilor demonii vor fi trimiși în adânc, adică în iad, după cum acum turma de porci posedată de demoni s-a necat în adâncul mării. Vedem de asemenea că Mântuitorul Iisus Hristos vorbește și prin ceea ce face, nu prin ceea ce spune. Când cetatea a fost anunțată că Iisus a permis demonilor să intre în turma de porci, turma s-a necat, locuitorii cetății au ieșit în întâmpinarea lui Iisus și l-au rugat să plece din ținutul lor, fie ca să nu facă alte pagube, căci cunoștea bețuirea lor și păcatele lor, fie pentru că se temeau foarte mult de el și în loc să-i mulțumească lui Iisus că a liberat de demon pe cei doi oameni care erau violenți și furioși și produceau multe tulburare locuitorilor din acel ținut, ei au cerut lui Iisus să plece din ținutul lor. Iar Iisus nu le-a zis nimic, ci a intrat în corabie și a plecat. Deci nu i-a învățat nimic prin cuvânt, ci doar prin fapta săvârșită, urmând ca cei care au fost vindecați să vorbească ei despre Iisus. În Evanghelia după Luca, demonizatul care a fost vindecat sau eliberat de Iisus, de sub stăpânirea demonilor, i-a cerut lui Iisus să-l ia cu el, ca să devină ucenic și următor al lui și misionar. Iar Iisus i-a spus să rămână acolo unde îl cunoaște lumea, zicând, spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Dacă lua Iisus cu sine, nu-l cunoșteau oamenii, dar aici, locuitorii ținutului care l-au cunoscut, cum era acest om posedat și care acum îl văd vindecat, cu mintea întreagă și luminos la față, el devine un martor și un misionar al lui Iisus prin însuși felul lui de a fi după vindecare. Deci atât cum Hristos Domnul nu lucrează toate direct el, și adesea lucrează prin cei pe care i-a vindecat și le-a schimbat viața spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin.